vecinii urși. Cum să trăim alături de ei? Urșii sunt animale cu un comportament oportunist și foarte adaptiv. În România, ei au acces foarte ușor la resturile alimentare, depozite de deșeuri, tomberoane neizolate și așa mai departe, fapt ce îi atrage lângă orașe și sate. Din păcate, de-a lungul timpului, mulți urși au fost atrași și învățați cu hrana oferită de om, ajungând astfel în zone locuite. Dacă luați în considerare sfaturile următoare, puteți evita conflictele chiar și în zonele unde există populații semnificative de urși. Primul pas pentru evitarea întâlnirilor nedorite dintre oameni și urși îl reprezintă amenajarea unor recipiente de depozitare a deșeurilor anti-urs. În consecință, urșii nu vor mai fi atrași de hrana obținută ușor, iar acest tip de comportament nu va mai fi încurajat. Nu depozitați gunoaiele la întâmplare, nici măcar în zonele rezidențiale. Puneți deșeurile într-un tomberon rezistent, care poate fi blocat. Duceți gunoiul la tomberon pe lumină, preferabil în ziua în care sunt colectate deșeurile. Nu puneți carne, pește sau fructe cu miros puternic în compost. Ați putea reduce mirosul compostului cu zeamă de lămâie. Dacă aveți livadă, culegeți fructele din pomi. Fructele fermentate pot genera un miros foarte atractiv pentru urși. Nu lăsați hrana animalelor de companie în afara casei. Castronul câinelui sau al pisicii trebuie să stea înăuntru, încuiat. Dacă ați făcut un grătar sau ați gătit la ceaun, spălați toate ustensilele și duceți-le în interior. Dacă vedeți un urs, nu încercați să-l hrăniți sub nicio formă. Mai mult decât atât, nu îi atrageți atenția. Dacă vedeți un urs când călătoriți cu mașina, nu urmăriți animalul și nu ieșiți din mașină sub nicio formă. În cazul în care aveți nevoie de ajutor, apelați Serviciul Unic de Urgență 112. În cazul în care doriți să ne relatați poveștile dumneavoastră cu privire la întâlnirile sau experiența conviețuirii cu urșii, o puteți face accesând www.eurolargecarnivores.eu.